Короче, мяты, я сам в спать у публик. Это пожилой человек. Вы себе позволяете поднимать руку на пожилого человека? Да дичи дом не спрямить, а шам компартамент. Я иду оттуда и вижу, как мужчина начинает чихать. Deci este Iarmarov, unde pretura sectorului Rășcan, le-o permis ca bine, să dar de ce întindeți mâna? Unde la Matei Basarab. Dar de ce întindeți mâna? Mă, eu, doamna în vârstă, de ce? Doamna în vârstă, doamna în vârstă, doamna doamna nu se conformează. Deci ok. Păi nu e un criminal ca să-l legați așa ca... Noi ne activăm, noi activăm în baza legislației. Deci, noi ne activăm... Покажете мне закон, где вам разрешено вот так вот поднимать на нее руку. А кто поднимает руку? Я он поднимал. Если держатся руки, это не значит... Какой держится руки? Он ее толкал. Он толкал, сажал на лавочку. О чем вы говорите? Какой закон? Эй, я мына тут. Чих, чих, пермис. Чих, пермис. Чих, пермис. Чих, пермис. Отпустите ее. Кирок, помоги. Дай пащу с плеч. Овец рушиниш. Овец буника. Овец парин. Зарплату за счет наших налогов. За что вы это делаете? У нас же вас вообще пасет. Смотрите, как вы себя ведете. Я у нас вас пью. Вы посмотрите. Вы считаете, что это нормально? 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 Păi vezi ce s-a întâmplat în America. Nu e problemă, dar comportamentul vostru este inadmisibil. Ați văzut ce s-a întâmplat în America? Dacă o să stați din partea guvernului, o să pățiți tot așa ca în America. O să pățiți tot așa. Să nu vă pară că aveți atâta putere și să agresați o doamnă. O doamnă în vârstă, nici un pic de rușine și simți. Un pic de rușine, doamna trebuie să identifice. Să identifică, nu puteți să identificați problemele voastre. De ce să întindeți mâna la o doamnă? Cine dumneavoastră sunteți? Voi să pleci, doamnă. Chiar dacă lucrați în poliție, primiți... Da, foarte corect. Dar aveți un pic de sim și de rușine. Uitați-vă câtă lume stă în prejurul vostru. Voi faceți teatru, voi faceți clownada asta. Și dacă îți faci rău acum, cine răspunde? Cine răspunde? Dumneavoastră răspundeți? Ce? Statul nu a împlinit încă valență de bugetul. Nu-i plin în groapa, 20 de miliarde, dar nu-și luate de acolo. De pe asta vor să umple bugetul. Ei, ce-i spuneți dumneavoastră lui asta? Dar și el las că spun și ei. Hai, vă rog frumos, luați-vă calmați, luați-vă calmați. Parcă n-aveți părinți, n-aveți bunei. Își câștigă un ban aici cum poate. Da, sunt locuri special amenajate unde... Păi veniți și explicați, faceți preîntâmpinare și explicați. Eu nu am văzut, explicați. Dumneavoastră ne-ați văzut, eu n-ați venit fiecare zi. Trebuie să veniți și să faceți așa măsuri încât să nu o întindeți, să nu o agresați. Nu trebuie să o agresați. Nu e un criminal. Când merge vorba de contrabandiști și de narcomani, când stau narcomanii la mine în ogradă și pun narcotice pe sub... Hai, lăsați-vă rog, ca să continuă deja de jumătate de an. Jumătate de an? Stai, te rog, cum îți cunți chiar jumătate? Uitați-vă, 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 uitați-v